Studioul de film a reprezentat un proiect unde am aflat ce înseamnă filmul dincolo de produsul finit pe care îl vedem cu toții în cinematografe. Totodată am legat prietenii cu oameni minunați. A fost o experiență nemai întâlnită, cel puțin pentru moineșteni. Am realizat câtă muncă este în spatele unui scurtmetraj, deși este un film de o durată mai scurtă. Și am avut posibilitatea ca pentru câteva zile să fim regizori, scenariști, producători, actori, sunetiști și multe altele. Anisia. Și Iulia. Bună, eu sunt Ana. Din punctul meu de vedere, am avut parte de cele mai frumoase momente petrecute în domeniul cinematografiei. A fost un proiect minunat. Cred că asta a fost cea mai tare și cea mai mișto experiență din viața mea. Un proiect unde am aflat multe din behind the scenes. Eu de mic am fost oarecum atrasă de lumea filmului și cu această ocazie am reușit să-mi deschid orizonturile mult mai mult. Sunt bucuroasă că am reușit să particip la un astfel de proiect. I-am descoperit abilități noi, am lucrat împreună cu colegii mei la scurtmetraje și am învățat foarte multe lucruri din domeniu. Le mulțumim pe această cale coordonatorilor de la Breasla, actorilor că au făcut ca un proiect acesta să fie posibil într-un oraș atât de mic cum ar fi Măieștiul, pentru niște tineri de rând. Și așteptăm cu nerăbdare următoarea ediție. Eu sunt Cati. Și eu, Lavinia. Vizionare plăcută!